Bine v-am regăsit la întrebări. Întrebarea de azi va fi legată de extraterestri. Dar până atunci să vedem răspunsul la întrebarea de data trecută. Ultima întrebare a fost legată de nivelul apei dintr-un pahar atunci când plutește o bucată de gheață pe apă. Și anume, întrebarea era ce se întâmplă cu nivelul apei din pahar atunci când se topește gheața. Sunt sigur că vă amintiți întrebarea. Am primit câteva răspunsuri, nu multe, dar toate corecte. Răspunsul corect este că nu curge apă din pahar, iar nivelul apei rămâne același. Adică, pe scurt, prin topirea unei bucăți de gheață, nivelul apei din vasul în care se găsește apa rămâne același, nu se schimbă. Dar cred că mai important și mai interesant decât răspunsul în sine este să înțelegem de ce. Așa că voi explica acest lucru cu speranța că nu-i voi plictisi pe cei care știu explicația. De fapt, ar fi bine dacă ați urmări cu toții explicația, pentru că la sfârșitul ei voi pune o întrebare suplimentară, o întrebare foarte interesantă legată tot de gheață și apă. Faptul că nivelul apei nu se modifică când se topește gheața este legat de legea lui Arhimede, se datorează legii lui Arhimede. Această lege spune așa: când un corp este scufundat într-un fluid, fluidul poate să fie gaz sau lichid, dar de acum încolo voi vorbi numai despre apă, că asta ne interesează. Deci când un corp este scufundat în apă, el este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea apei dezlocuite. Deci, așa cum vedeți în desen, atunci când un corp este scufundat în apă, apare o forță arhimedică, care poate să fie mai mare, egală, sau mai mică decât greutatea corpului. În desenul nostru, forța arhimedică este mai mică decât greutatea și de aceea corpul s-a scufundat, s-a dus la fund. Ce înseamnă apă dezlocuită? Înseamnă apa pe care o dă la o parte corpul atunci când intră în apă. El are nevoie de un volum, are un volum al lui și atunci trebuie să dea la o parte, să dezlocuiască acel volum de apă. În cazul unor corpuri, cele care au densitatea mai mică decât apa, forța arhimedică, atunci când sunt complet scufundate în apă, este mai mare decât greutatea, așa cum vedeți în acest desen. Ce se întâmplă în cazul acesta? Corpul se ridică, se duce spre suprafață și se ridică deasupra nivelului apei. Adică o parte din el iese din apă. Și în felul ăsta, el dezlocuiește mai puțină apă. Și atunci forța arhimedică scade. Și, bineînțeles, se oprește când va fi la echilibru, adică atunci când greutatea lui va fi egală cu forța arhimedică. Deci, prin ieșirea parțială a corpului din apă, se micșorează volumul de apă dezlocuit de corp și descade forța arhimedică și se ajunge la echilibru. Deci, în cazul unui corp care plutește, greutatea lui este egală cu forța arhimedică și înseamnă că și în cazul bucății de gheață despre care vorbim acum, cea care plutește în pahar, forța arhimedică, care, să nu uităm, este egală cu greutatea apei dezlocuite de gheața scufundată, adică de gheața care se găsește sub nivelul apei marcat în acest desen cu o linie albastră. Deci, forța arhimedică este egală cu greutatea bucății de gheață. Dar apa care rezultă prin topirea bucății de gheață va avea aceeași greutate cu gheața. Și asta înseamnă că volumul apei care se obține prin topirea bucății de gheață va fi egal cu volumul de apă pe care îl dezlocuiește gheața. Pe scurt, apa rezultată prin topirea bucății de gheață va ocupa exact volumul pe care îl ocupă gheața scufundată, cea de sub linie albastră, așa că nivelul apei va rămâne același. Ca să fie mai clar, să luăm un exemplu numeric. Voi vorbi acum despre mase și nu despre greutăți,
pentru că e mai ușor de înțeles ce se întâmplă. Putem face acest lucru pentru că la mase egale avem greutăți egale. Greutatea este proporțională cu masa. Să zicem că bucata de gheață are 100 de grame. Ca să plutească, ea trebuie să dezlocuiască 100 de grame de apă. Dar prin topirea bucății de gheață se obțin 100 de grame de apă, adică exact atâta apă cât a fost dată la o parte, dezlocuită prin scufundarea parțială a bucății de gheață în apă. Asta înseamnă că apa rezultată prin topirea bucății de gheață va ocupa exact volumul apei dezlocuite, adică va ocupa exact volumul bucății de gheață care este scufundată în apă. Așa cum am spus la începutul clipului, înainte de a trece la întrebarea principală de astăzi, vreau să vă pun o întrebare suplimentară. Dacă în bucata de gheață este prinsă o bilă metalică, să zicem de fier, așa cum vedeți în desen, fierul are densitate mai mare decât apa, știm asta, dar dacă bucata de gheață este suficient de mare, atunci poate să țină și fierul în interiorul ei, plutind pe apă. Și întrebarea este, deci, ce se întâmplă în acest caz? Dacă se topește toată gheața, și bineînțeles că bila de fier va cădea la fundul vasului, ce se întâmplă cu nivelul apei în acest caz? Aștept răspunsurile voastre și acum să trecem la principala întrebare de azi. Așa cum v-am spus la începutul clipului, întrebarea de azi are legătură cu extratereștri. Dacă există, voi vorbi despre asta cândva în alt clip. Apropo, nu știu dacă știați sau nu, dar există un institut care se ocupă tocmai cu încercarea de a găsi inteligență extraterestră. Se numește SETI și aveți aici adresa site-ului institutului. SETI este un acronim care vine de la Search for Extraterrestrial Intelligence și merită să intrați pe site-ul acestui institut care colaborează cu foarte multe instituții din lume și mai ales cu radiotelescoape care își alocă o parte din timp pentru acest institut, ascultând cerul pe diferite porțiuni și în diferite frecvențe, cu speranța că vom primi un mesaj cândva de la extraterestri. Dar să spunem că în loc să tot așteptăm să primim o scrisoare, un e-mail, ceva de la extraterestri, ne hotărâm să le trimitem noi unul, un semnal radio prin care să le comunicăm niște lucruri despre noi. Unii vor spune că ar fi o mare greșeală să facem acest lucru, poate că extraterestrii sunt o specie războinică și aflând de existența noastră vor veni să ne cucerească planeta. V-ați gândit că poate ăsta este unul dintre motivele pentru care nu primim mesaje de la extraterestri? Poate că și ei gândesc așa și preferă să rămână ascunși în imensele spații ale galaxiei. Dar să presupunem totuși că ne-am hotărât să trimitem un mesaj radio pentru extraterestri. Mesajul trebuie să definească la început un limbaj. Și asta se poate face cu ajutorul matematicii. Sau dacă folosește o limbă pământeană, atunci trebuie să conțină niște informații necesare pentru descifrarea limbii respective de către extraterestri. Să presupunem că acest lucru s-a rezolvat. Printre alte informații pe care vrem să le trimitem extraterestrilor ar fi, de pildă, înălțimea noastră medie ca specie, ca să o poată compara cu înălțimea lor. Dar cum să facem acest lucru dacă nu avem nicio unitate de măsură comună? Degeaba le vom spune că înălțimea medie a speciei noastre este de, să zicem, 170 de centimetri, pentru că ei nu știu ce înseamnă centimetru și același lucru este adevărat pentru oricare altă unitate de măsură.
În plus, nu uitați, extratereștrii nu știu nimic despre lumea noastră. Nu putem face comparații cu obiecte din lumea noastră, pentru că ei nu știu nimic despre aceste obiecte. Și întrebarea este, putem să-i facem să înțeleagă cât este înălțimea noastră sau nu? Mi-ar plăcea dacă ați și explica de ce nu, dacă răspunsul vostru este nu, și cum putem face acest lucru dacă răspunsul vostru este da. Aștept răspunsurile voastre. La revedere!